genul programului Talk Show. Bună ziua și bine v-am găsit la ediție specială. Invitații de astăzi în platou, Volodea Macovei, redactor șef la ziarul Hunedoreanului. Bună ziua, bine ai venit! Bine ai venit! Și Ștefan Ciocan, senior editor la Glasul Hunedoarei. Bună ziua, bine ai venit! Înainte de a discuta despre subiectul de astăzi, care e subiectul care ține capul de afiș al, nu atât al ziarilor și al presei din oraș, din județ, cât al opiniei publice din municipiul Deva, aș vrea să adresez un mesaj pentru toți reprezentanții primăriei Deva, pe care, timp de 4 zile, cel puțin, i-am invitat să prezinte un punct de vedere oficial în problema scandalului pavoazării de Crăciun a municipiului Deva. Am un mesaj pentru ei, așadar. Mă, nu vă e rușine? Nu vă crapă obrazul de rușine? Voi, reprezentanților primăriei Deva, de la care opinia publică așteaptă un răspuns oficial de atâtea zile, la care au umplut grupul de inițiativă Civitas de pe Facebook cu mesajele lor, cu nedumerile, cu întrebările lor legitime, adică ale oamenilor din acest oraș, care vă plătesc salariile, vă plătesc mașinile la scară, parangheriile pe bani publici, deplasările în străinătate, diurnele și așa mai departe, și care oameni se întreabă în mod legitim ce dracu ați făcut, pentru că este vorba de o coțcărie, o golănie pe care ați încercat să o faceți pe bani publici referitor la pavoazarea ornamentală pentru sărbători a municipiului Deva. Și iată, lumea s-a prins că e ceva în neregulă cu un contract care este cel puțin penal. Și vă spun foarte clar lucrul ăsta. Deci ar trebui să vă fie rușine pentru faptul că la atâtea invitații pe care vi le-am adresat, pe Facebook, prin mesaje, telefonic, de la acest post de televiziune, să veniți să prezentați un punct de vedere, nu pentru Ștefan Ciocan, Livia Botici, Volodea Macovei și așa mai departe, nu. Pentru locuitorii acestui oraș, cărora le sunteți datori, cu niște explicații. Din respect pentru ei, trebuia să fiți aici sau măcar să prezentați un punct de vedere, oricare ar fi fost el. Un comunicat oficial nu vă lua mult, că aveți mulți oameni plătiți degeaba în primăria aia. Puteau să redacteze pe o jumătate de foaie A4 un răspuns oficial al primăriei. Dom'le, nu știm, nu ne interesează subiectul. Uitați-vă, căutați documentele oficiale și formulați-vă singuri cetățenilor un punct de vedere. Nu mă interesează ce răspuns putea să dați. Este obligația voastră și este dreptul cetățenilor acestui oraș, care plătesc taxe și impozite ca să vă țină pe voi acolo, să răspundeți într-un mod pe care vi-l cer oamenii. Pricepeți lucrul ăsta odată pentru totdeauna. Am primit un răspuns astăzi la solicitările mele. Iată răspunsul. Domnule Bena, momentan nimeni nu este disponibil în acest moment. Vă asigurăm de întreaga noastră considerație, biroul de presă. Este răspunsul pe care, după vreo 10 telefoane și mesaje telefonice pe care le-am adresat, domnișoara Mona Voinescu a găsit de cuvință să-mi trimită acest mesaj. Și mesajele mele sunau așa: Mona, dragă, te rog, că am fost colegi. Mona e, repet, un jurnalist foarte bun. Ea, săraca, e într-o postură absolut penibilă în această situație, pusă să scoată castanele din foc, băgate de unii care au vrut să facă o golăneală. O golăneală pe bani publici. Și am spus așa: Mona, te rog frumos, invită pe oricine în drept din primăria Deva să își exprime un punct de vedere. Nu știu, telefonic, înscris, prin focuri pe cetate, prin prezența în acest platou. Fie el primar, viceprimar, oameni din serviciul tehnic al primăriei. Te rog, găsiți pe cineva acolo, vă strângeți și desemnați pe cineva care să ne prezinte un punct de vedere. Pentru că
nu știu dacă pricepeți, eu chiar n-am nimic nici cu Vasilică, nici cu Petrică, nici cu mama lui Petrică. Nu am cu nimeni absolut nimic. Noi suntem aici niște oameni care avem de răspuns la niște întrebări pe care cetățenii și le pun în mod legitim. N-au găsit timp. Nu e nimeni disponibil. Pentru atelierul Moș Crăciun și pentru tot felul de șușe de doi bani, odată îi vezi în piața publică cum se avântă toți acolo, filmați de televiziunea de casa primarului. Și apropo, la televiziunea de casa primarului ieri au fost doi cetățeni, doi funcționari ai primăriei Deva. Și-au găsit timp, pentru că acolo întrebările erau frumoase și răspunsurile la fel de plăcute. Totul într-o concordie de plină. Veniți, mă, oameni, și răspundeți acestor întrebări. Cam despre asta e vorba. Dar să știți, aceste emisiuni vor continua, fie că vreți voi, fie că nu, punându-și întrebările legitime pe care oamenii și le pun. Lor trebuie să răspundeți, nu nou. Repet încă o dată. Da, cam asta a fost introducerea pe care aveam de făcut, iar primul subiect de discutat cred că e relația primăriei Deva, a reprezentanților primăriei Deva, care trebuie să răspundă acestor întrebări, relația lor cu presa. Ștefan Ciocan, cred că știi foarte bine, că ai scris și în editorial de astăzi despre ce e vorba. Da, primarul, pentru că eu cu primarul am treabă, toți ceilalți sunt acolo, oameni aduși în primărie de către primar. Cei care sunt activi, sau unul singur care este activ, dar activ la mod absolut negativ, ca altceva decât să spună că tot e o intoxicare și tot e o minciună, nu vine cu niciun argument, este directorul tehnic al primăriei Deva, Cosmin Vasile, adus acolo de primarul Petre Mărginean. Purtătorul de cuvânt, tot respectul pentru colega noastră Mona, a fost angajată și adus acolo de primarul Petre Mărginean. Deci, până la urmă, discutăm despre primarul Petre Mărginean. Nu putem, oricât am vrea să nu avem nimic cu Petre Mărginean, până la urmă, el este sursa tuturor acestor blocaje, pentru că el conduce primăria. Eu, dacă eram în locul lui, nu sunt și Doamne ferește să fiu, îi spuneam, bă, du-te și explică-le, du-te lămurește. Doar că lucrurile sunt atât de evidente, sunt atât de flagrante. Nu poți să vii să spui că sunt 100 de beculețe, mă rog, cortine luminoase, 100 de cortine luminoase pe cetatea Devei, dacă sunt doar 15. Ce să vină să explice? Că ce? Că este în față la gară fântână de lumini? Nu este. Evident, orice om din Deva atunci vede că nu este. Că sunt 30 de globuri colorate pe centru Devei. Sunt doar 5, 6, nu știu, dau exemple acum, nu intru în cifre exacte. Ce să spună oamenii? Eu mă pun și în situația lor. Și atunci ei tac, în speranța că tot acest scandal se va estompa, se va liniști și după 15 ianuarie, februarie, când se vor lua aceste decorațiuni, bineînțeles, vor plăti factura, contractul și nimeni nu va mai întreba cât și cum s-a plătit și pentru ce. Povestea asta durează de foarte mult timp și cred că jurnaliștii din județul Hunedoara au fost mai mult decât blânzi cu primăria Deva. Dar știi de ce au fost blânzi cu primăria Deva? Și cu primăriile în general. De ce sunt ei blânzi așa? Cu primăriile și cu instituții ale statului până la urmă, da? Fie că sunt în subordinea Consiliului Local, fie că în subordinea Consiliului Județean, da, sunt blânzi pentru că primesc bani. O spunem foarte direct și pe șleau. Și problema este următoarea. De fiecare dată în care, mai ales colegii mei care lucrează pe investigații, ferească Dumnezeu să ai nevoie să ceri un document, o copie după un contract. Când ai spus cuvântul contract și faci o cerere să se dea din niște contracte de anii trecuți care s-au făcut nu știu ce licitații. Suntem obligați, ca jurnaliști de investigații, să căutăm toate căile colaterale, prin prieteni, prin vecini, prin rude, pe unde mai știm, să căutăm prin arhive, să umblăm pe internet, ca să găsim niște documente care ar trebui să fie publice la dispoziția oricărui cetățean, nu al jurnalistului. Orice cetățean ar trebui să aibă acces la acele documente. Dar ei știu că noi când cerem un anume document, este pentru că acolo am găsit o gaură, am găsit o neregulă. Și vom merge mai departe, vom scoate contractul respectiv și vom arăta că iată cum este. Am văzut discuțiile de pe internet, care sunt din ce în ce mai aspre. Vin deja oameni și explică. Dom'le, am văzut o hotărâre a Consiliului Local, am văzut chiar la tine acolo într-o discuție, am văzut o hotărâre a Consiliului Local care spune că este o firmă cu care s-a făcut un contract în octombrie,
care montează și demontează ornamentele de Crăciun în Deva. Da, da, este concesionarul serviciu denominat. Și acum este o altă firmă care asta montează. Exact. Aia este plătită cu vreo 500 de milioane. Văd tot felul de lucruri. Am întrebat de fiecare dată, s-au analizat. În fiecare an, dacă studiem bugetul de vechi, că acum ne aprindem și noi, dar ne aprindem bună dreptate. Studiem bugetul de vechi, se cumpără sute de instalații și chestii care țin de tehnica de calcul. Să mă ierte Dumnezeu, dar un calculator se poate folosi 5-6 ani. Mă gândesc. 3. 2. De ce este atât de multă tehnică de calcul? O să mergem mai departe și o să vedem, o să investigăm acest lucru, de ce se cumpără atât de multă și câte trebuie un birou, de câte ori pe an trebuie utilat cu tehnică de calcul. Mai apoi, am găsit iarăși un cititor dădea o relație foarte bună, s-au cumpărat acum recent, în luna trecută, s-au cumpărat pătuțuri pentru creșe, grădinițe. Un pătuț costă 720 de lei. Știți ce costă 720 de lei? Și un pat de dormitor, frate. Și nu sunt convins că va ajunge în grădiniță un pătuț de ăla, de să zici că e de lux, făcut din lemn de păr african, cu saltea din... La 720 de lei costă un pat de 2x2. Da. Un pat sănătos. Și așa mai departe. Știm foarte bine că au fost probleme, discuții și anchete legate de locurile de joacă din Deva. Nici atunci nu s-a răspuns corect de ce costă atât de mult la noi și de ce costă puțin în altă parte. Eu am găsit într-un loc în care, cu unul din locurile astea extravagante de la noi, ăia din Alexandria au făcut 14 locuri de joacă. E drept un pic mai modeste, dar au făcut 14. Deci în 14 zone ale orașului. Și de fiecare dată, reprezentanții primăriei nu vin să răspundă clar la ce întrebăm. Sau să spună măcar, domne, n-aveți dreptate, să combată cum pot ei, și atâta tot. Pentru că deci, dar nu răspund. Parandărătul, șpaga, îți mute. Nu răspund niciodată la nicio întrebare. Și acum, în ceasul al 15-lea, vă invit reprezentanții ai primăriei Deva, dacă aveți un punct de vedere, să le expuneți aici public, aveți un număr de telefon, precum îi invit și pe telespectatorii noștri să spună ce au de spus. Avem un prim telefon. Bună ziua! Bună ziua, domnul Vera, și viteților dumneavoastră, și chiar vă felicit pentru punctul de vedere pe care îl aveți. Apropo de ce tot discutați cu ornamentele, în primul rând eu spun așa. Uitați-vă ce culori au ornamentele astea, pe cum parcă orașul Induriu. Eu circul foarte mult noaptea, din natura meseriei. Și altceva. Vreau să întreb și eu pe reprezentanții ăștia primăriei. Numai centrul ăla și ăla, câte ornamentele alea de 2 lei, practic. Cu toate că costă foarte mult. Costă mult și o să vedeți. Numai pe centrul ăla s-au devenit ăștia. Noi ăștia prin lături așa, pe alte cartiere, ne-au uitat. Eu n-am văzut în niciun cartier din Deva, eu n-am mai văzut niciun ornament din ăsta. N-am mai văzut nimic ce să zică simbolizează apropierea Crăciunului. Au pus acolo pe centru ce au pus, un pic pe cetate. Da, că am înțeles, nu știu, când mi s-a spus că nu știu câte sunt pe cetate, de ordinul sutelor. Care, domnule, că eu am fost acum recent, nu știu dacă sunt 20, credeți-mă. Păi, au fost reporterii de la Glasul Hunedoare și au numărat din cele 100 care au fost licitate, vorba vine, da, încredințate direct. Mă rog, e vorba de un caiet de sarcini pentru închiriere și e vorba de oferta firmei care a câștigat, singura firmă care care a făcut ofertă. Acolo e un... O să vedeți aici, e un contract practic între primărie și firma furnizoare, un contract foarte clar în care se stipulează că acolo, pe cetate, sunt 100 de perdele luminoase. Au căutat de reportul de la Glasul Hunedoare, au numărat exact 15 sunt din cele 100. Exact, bravo! Fără exact! Nu sunt nici, nu știu dacă sunt, și în fine nu mă pronunț că eu așa estimativ am spus. Fi dispărut între timp. Da, despre asta e vorba. Și referitorul, ca să spun și chestia, știți la cine mă refer, la un post foarte drag primărie, știți la cine mă refer, tot undeva? Atâtea e poartă pe cap, atâtea e la urmă, ce-i cu lumina, atâta cu lumina de sus de pe cetate? Păi eu fricție la picior de lemn. Și plus cum arată orașul. Nu vă mai scutat? Eu vă spun o chestie, acum stăm de atâta timp undeva. Care-i vrăjeala asta cu parcul de la Alito? Păi ce așa mare îmbunătățiri s-au făcut acolo, că eu nu prea le văd. Da. Au mutat statueta aia cu gimnastica mai la 10 metri mai încolo, aceleași bănci, ce așa avut vrăjeală? Nu-s la gară, ce e dezastru.
nu știu că în partea noastră a fost. Nu, dar asta, eu cred că în primul rând lumina e asta. Și am înțeles că sunt niște costuri, păi nu știu unde am citit. Cred că în glasul Hunedoare. Păi, exact, în glasul Hunedoare. Și este acum închiriatul. Da, știți care e problema? Sunt... Deci totalul 555 de mii de lei, adică 5 miliarde și jumătate vechi, da? Atâta costă această afacere cu iluminatul ăsta, cu pavoazatul orașului de sărbători. Și vreau să vă spun că asta e oferta firmei care, culmea, și e subiectul de prima pagină din glasul Hunedoare de astăzi, primăria Deva a propus un preț mai mare. Vă dați seama? Deci a propus să dea bani mai mulți, dar firma asta care a câștigat, singura ofertantă, singura evident care a câștigat, domnule, nu știu, s-o fi rușinat de golăneala asta și a cerut mai puțin bani decât îi oferea primăria, vă dați seama? Vă dați seama cam la ce nivel s-a ajuns în această golăneală de contract? Haideți să vă spun ceva. Nu, sunt puțin altfel. Să vă spun ceva. Am pe cineva, deci o rudă în Iași. Și am discutat problema asta. Și ce mi-a spus acolo? Am înțeles că o pânză din asta de ornamente, cum îi spune, fine, vreau să nu spun exact, ceva de 2x3 sau 2x4, nu mai știu exact, costă în jur de, dacă ar fi achiziționată, nu știu, 1 milion și vreo de bani vechi. Da, da, da. 140 de ron, ceva de genul ăsta, mă întrebesc. Exact, păi a avut Ștefan Ciocan un catalog la el data trecută și a arătat că prețul de cu care primăria a închiriat, că sunt ornamente pe care... Păi da, înțeleg că 7 milioane sau așa ceva. Exact. Și ele costă 2 milioane. Dacă le cumperi. Și acum vă spun eu ceva. Știți cum e problema și cu primăria de Vaz? Nu văd că așa aveți pe Crowl, primăria de Vaz atace. Păi acum nu mă supărați. Nu, chiar nu e rușine. Ați făcut atâtea apeluri. Să vă dea măcar un răspuns. Păi eu dacă mergeam ca cetățean, vă dați seama că nici atâta, nici mă băgam în seama. Dar dumneavoastră ca presă. Păi sunt obligat, domnul Bena, a te nesimțire curată. Exact. Chiar îți nesimțit, pe cuvântul meu, a te nesimțire curată. Că nici dumneavoastră să nu vă răspundă. Păi nu răspund. Păi ce trecem de noi atunci? Deci măcar atât să facă efortul uriaș de a pune mâna pe un telefon. Au acolo numărul de telefon pe ecran, se vede, da? Să sune și au această posibilitate, dar e culmea. Adică în loc să fie, să vii tu primărie, să încerci să-ți exprimi punctul de vedere, dar nu te lasă răi să spui ce ai de spus, ne rugăm de ei, ca de nu știu ce, să vină să spună ceva, orice, un punct de vedere oficial al primăriei. Dar tot o rezoluție, dă un comunicat ceva măcar. Hai măcar bunul simț să un comunicat, domnule, dai, în primul rând, pentru locuitorul Devei. Păi pentru ei, nu pentru Ciocan, Volodea sau Bena, mă interesează. Categoric. Da. Eu te respect tu care... Și domnul Bena, nu au o idee. Eu, acum vreo câteva timp, tot am mai intrat într-o emisiune. Nu știu, mi se pare o chestie foarte puerilă, chestia asta cu impozitele, în sensul de... Nu credeți că ar trebui să știm și noi cetățenii? Banii ăștia care plătim la impozitele astea, pe locuință, ce fel? Să știm și noi în ce cont și unde se duc banii ăștia. Păi uitați unde se duc. Nu ceva normal. Exact la cele 85 de perdele luminoase lipsă de pe cetate. Acolo se duc. Bun, vă mulțumesc mult pentru... Și eu vă mulțumesc mult și emisiunea plăcută. Cele bune. Un telespectator din cartierul Zăvoi, Arhia, cartierul cu blocuri sociale, spune următoarele. Aici, în cartier, noi nu avem luminițe și nici nu ne trebuie. Nici luminițe, nici ornamente. Un bec măcar, unul, dacă nu mai multe, se poate. De 3 ani și ceva, de când a fost dat în folosință, blocul 9, bloc cu 4 scări și 80 de familii, nu are iluminat public. Adică întuneric beznă și în față și în spate. Dacă nu ne rupem picioarele pe întuneric, poate ne mănâncă lupii, blocul fiind chiar lângă pădure. Deci, dragă primărie, un bec măcar se poate? Mulțumesc, spune un telespectator. Asta mi-aduce aminte de un lucru care vreau să-l spun. Așa cum s-a întâmplat cu ornamentele, cu concentrarea lor pe 3 locuri, pe 3 metri colo-colo pe centru, așa s-a întâmplat și cu toate lucrările și investițiile din 2012 până acum.
în cartiere nu s-a făcut nimic. Nu. Am făcut reportaje în cartiere, am fost, i-am întrebat pe oameni. Sunt zone, cum e pe, și pe aici, pe Horea și prin Progresul, unde de 25 de ani nu s-a intrat cu nimic. Sunt, a ieșit iarba prin asfalt, prin trotuare, prin borduri, sunt toate dărâmate. Cartierele sunt toate când plouă, toate sunt în apă, nu poți intra în multe din blocuri. Oamenii au probleme, nu au locuri unde să-și lase copiii să iasă, că s-au înghesuit de mașini. Acolo nu se face nicio investiție. Și alea sunt investiții care se pot face cu mult mai puțin bani, pentru că sunt micuțe și dați multe. Deci, în tot orașul nu se face nimic decât în centru. Aici să facem un fel de vopsit gardul și nu știu ce leopard o să vedem. Îmi cer scuze, mai avem un telefon să nu aștepte foarte mult telespectatorii noștri. Vreau cât mai mulți, măcar aici, să se poată exprima și să încercăm să obținem răspuns la niște întrebări pe care și le pun toți oamenii, toți locuitorii de vei. Bună ziua! Bună ziua, domnul Bena! Vă rog! Vă dau răspunsul, sau vi-l sugerez unde să găsiți răspunsul pe care îl așteptați de la primărie. Ieri de la emisiunea de la 4 la 5, deci de la 4 la 5, da, sigur, da, pe Antena 1 DEVA, un director și încă o reprezentantă a primărie v-a dat răspunsul. O să-l vedeți, să râdeți, e de râs. Eu l-am înregistrat și pe adunea poate și pe alarm. Și mă accesez din când în când și... Doamne, și ce spuneam, domnule? Că eu am văzut, am urmărit înregistrarea, vă dați seama că sunt interesat și am văzut că se lăudau cu investițiile făcute pe vremea primarului Mircea Muntean. Gen fântâna muzicală, da, așa, da, da, da. Gen semaforizarea orașului, da. Gen supravegherea orașului prin camerele de luat vedere instalate. Este penibil. Nu știu cum Dumnezeu poate să mai reziste pe suprafața Pământului. Și am aici o problemă a mea la nivel național. Pe mass media, video, televiziune, domnilor, moderatori și poate auzi întreaga, nu mai fiți atât de fraieri și tăceți și lăsați să-și facă jocul invitații. Rolul unui moderator este să-l împungă pe invitat să scoate de la el ceea ce este necesar pentru oamenii care stau în fața sticlei și analizează. Păi de aia discutăm noi, stimate domn, singur aici. O să-l împung pe Volodea. Nu mai vin dacă îi împungem. O să-l împung pe Volodea. Dar nu o să-i prea vedeți prea des pe aici. Că... Dar, domnul Bena, această problemă care vă spun eu acum este valabilă și pentru televiziunile centrale. Știți foarte bine. Eu văd mass media, televiziunile, în totalitate ca să-și facă meseria, făcând, nu lăsându-l pe invitat să-și se ducă în zona lui să vorbească și să se laude, pentru că milioanele de oameni care vă privesc la televizor pe dumneavoastră știu adevărul. Și e jenant să stai, mie mi-e de rușine să stau în fața televizoarelor, mă uit și la dumneavoastră, mă uit și dincolo, local Hunedoara, ca să vezi cât poate omul să mintă, în ce hal a ajuns caracterul unui om. Da. Ăsta este adevărul. Și eu alaltă ieri vă spuneam ceva față de purtătorul de cuvânt a primăriei. Văd că s-a băgat la fund, dânsa și-a dat seama și probabil că a fi fost foarte frumos acum pe postul dumneavoastră de televiziune sau pe altul să vină să spună. Mi-am dat demisia din această funcție. Da. Deci ăsta este. Emisiune frumoasă în continuare, urmăresc toate trei posturi că să văd acum cum ies, se jonglează. Da. Bine, vă mulțumim mult pentru că ne urmăriți și pe noi printre toate cele trei posturi care emit la această oră. Erau niște întrebări, trebuie să-l împung pe Volodea și pe Ștefan Ciocan. Erau niște întrebări foarte clare, foarte precise, fără divagații de nu știu ce fel, extrem de tehnice, să le spun așa. De exemplu, trebuia ca toate ornamentele să fie montate conform caietului de sarcini până în data de 30 noiembrie. Uite, Volodea, poate vrei tu să fii Petre Măginan,
Și tu, Cosmin Vasile. Dacă tot. Dacă, da, da, da. Sigur că trebuie. Să-mi răspundeți. Este o obligație contractuală. Spune, cel târziu, la sfârșitul lunii noiembrie, trebuiau montate. Și se vor scoate cel târziu într-un termen de la darea, din momentul în care se dă comanda de demontare. Care vine din pământ. Domnul Bena, trebuiau montate, dar dezinformați, domnule. Sunteți plătiți, da, și dacă tot îți Cosmin Vasile, să folosesc. Exact. Deci acest personaj, Cosmin Vasile, de altfel singurul oficial, să-i spun așa, din primăria Deva, el este șeful serviciului tehnic, am impresia, sau... Și responsabil cu Facebook. Și responsabil cu Facebook-ul. Urlă pe Facebook o singură frază. Manipulați și dezinformați cei din presă, din Fițuica, Glasul Hunedoara. Ok. Dezinformați. Ăsta e cuvântul de ordine și mai sunt încă vreo 2-3 postaci pe care i-au activat ei să folosească aceste dezinformați. Păi știți care e cel mai bun remediu împotriva dezinformării? Informarea deștepților. Informarea. Adică ceea ce vă rugăm noi de atâta timp să faceți. Să informați oamenii cu punctul vostru de vedere. Bună ziua! Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Domnul Ciocan? Da, este! Domnul avem. Ciocan? Avem! Sunt Felisteanu. Da, să rămână. N-ați putut veni la mine. N-am putut să ajung, uitați că numărăm beculețele. Și atunci ce facem? Păi o să vin, o să ajung și la dumneavoastră, că este un subiect foarte interesant și subiectul pe noastră. Probabil că mâine. Mâine, nu, probabil că mâine dimineață, că acum e mai greu să plec de la televizor. No, bine, bine, bine. Știi de ce? Că azi trebuia să plec undeva, dar nu-i nimica, nu-i nimica. Bine, vă sun eu după ce terminăm. Atunci mâine dimineață, vă aștept, sigur, da? Sigur. Bine, vă mulțumim mult. Un alt subiect interesant al doamnei pe care, da, o să putem să-l dezbatem probabil aici într-o emisiune. Hai să lămurim un lucru. Nu, vreau să spun doar un singur lucru. Că și domnul de dinainte, care urmărește în paralel 3 posturi de televiziune, poate să vadă acest lucru, pe cum îl văd și telespectatorii noștri. Aici e ca la pizzeriile alea care fac pizzele la vedere, e cuptorul la vedere, da? N-avem telefoane comandate, n-avem invitați cu care am prestabilit întrebările și răspunsurile, suntem și mai urâți, așa, noi, de fapt, decât ceilalți moderatori de pe celelalte televiziuni, suntem mai așa, ca poporul pe care îl deservim cu prostiile pe care le spunem noi aici. Pentru că ălea sunt întrebările pe care și le pun oamenii în raport cu autoritățile. Da? Încă un telefon. Să iei și pâine, cred că au uitat să spună. Da, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Vă rog! Domnule Ciocan, la început de emisiune s-a făcut o... A spus o chestie. Se iată cineva de la primărie să justifice ceea ce se întâmplă legat de luminițe. Cine credeți că este capabil să facă această chestie? Tocmai să spuneam că ce să spună? Exact. Lucrările de reabilitare, de modernizare, sunt lucrări second hand, ați văzut pavajele sparte și montate? Da. Ați văzut pista de biciclete de pe variantă care a fost deja reparată? Ați văzut parcările care nu sunt paralele, care le-am de... raportat și pe Facebook și pe domnul Cosmin Vasile Tagheta. Da. Am multe de spus. Apropo de cei din Zăvoi, care au construit acolo multe blocuri, locuințe sociale, s-au gândit că poate cei care locuiesc într-o asemenea locuință, respectiv o locuință socială, nu au situație financiară încât să-și cumpere o mașină pentru deplasarea lor, trebuie să le facă măcar un trotuar. Nici trotuar nu au să coboare de acolo de sus. Deci... Legat de domnul Cosmin Vasile, la ședința din Dacia, la care am fost prezent și am atras atenția că domnul muncitor de pe Olimanii, Oauruc, sunt în arteziană de la sensul giratorului de la Poșta Veche. Răspunsul a venit imediat, bineînțeles, în șoaptă. Lasă ca eu să o mutăm în micro. Ah. Da. Micro, care e zona a treia, e ghetoul Devei, așa e considerat. Acolo sunt cetățeni de rangul 3-4, așa consideră primăria Deva. Așa? Probabil fac concurență cu cei din Zăvoi, care n-au nici trotuar, măcar micro avem. Ca să mă spun, da. Domnul Cosmin Vasile a făcut o declarație pe Facebook, am și print screen la declarația lui, în care a spus că în data de 1 decembrie, centrul de informare turistică, la care el este manager, va fi finalizată pe 1 decembrie. Și mai are curaj să vorbească despre dezinformare? Să nu uităm cum a început cu Stângul și a dat din astea extraterestre.
Da, extraterestri. Chiar domnul Iancu de la Glasul Hunedoarei l-a sunat și lui a spus parcă... Da, lui a spus, da, de extraterestri. Extraterestri făcuseră gaura aia acolo, complet aiurea. Dar mai e un subiect pe care Ștefan Ciocan îi făcea un teasing, ieri făcea așa o mică publicitate. Pregătim subiectul, o să vedem cum o să facă de conturile pentru acest chioșc pe fonduri europene, în condițiile în care nu au toate avizele și autorizațiile necesare pentru construcția acestui chioșc. Primăria Deva nu lucrează cu avize și autorizații. Deci, de ceva încă se lucrează. Deci, la intersecția Bălăvantul de ceva cu Carpați, unde mediul a spus că nu au dat aviz, încă se lucrează. Da. Se construiește. Tipic pentru primăria Deva. Da. Da. Bun, vă mulțumesc mult pentru telefon și continuăm șirul întrebărilor. Dacă vreți să schimbați rolurile, să fii tu Petru Măginan, tu să fii Cosmin Vasile. Instalațiile ornamentale, din câte am văzut, funcționează. Ele se văd seara, funcționează, e plin orașul de luminițe. Cum funcționează fără a fi recepționate și fără a fi obținut avizul de punere în funcțiune? Ele cum? Pentru că ăsta era argumentul. Nu s-a făcut încă recepția. Pe bune. Nu s-a făcut încă recepția, deși caietul de sarcini și contractul încheiat cu firma câștigătoare te obligă ca până în 30 noiembrie să finalizezi tot ce aveai de finalizat, să pui toate decorațiunile la locul lor și să-i dai drumul de 1 decembrie la instalație. Ceea ce s-a întâmplat, iar ei acum spun, reprezentanții primăriei care se mai dau pe Facebook, adică nea Vasile Cosmin. Asta. Nu oficial, da. Nu oficial, da. Dar a spus purtătorul de cuvânt a oficial. A spus, așa, că nu s-a făcut recepția. Da? E dar absolut... Când am făcut noi recepția la e, e absolut incredibil. Vreau să fie. Da. Domnilor... vreau să mai luăm un telefon ca să nu aștepte prea mult oameni. Bună ziua! Alo, bună ziua, domnilor jurnaliști! Vă rugăm, doamnă! Sunt fidelă telespectatoare a dumneavoastră și aș dori să încep cu o critică. Nu vedem emisiunea Color. O vedem al negru. Nici a recomandat de către Devasat, unde suntem noi abonați, să ne cumpărăm televizoare noi. Păi, Antena 1 Deva și Info TV, păi putem să-i vedem culori, iar pe dumneavoastră, nu? S-ar părea doamne, că... Doamne, televiziuni de primar, doamnă. Au alte posibilități. Așa. S-ar părea că de la dumneavoastră este problema și v-am rugat din suflet să urmăriți puțin acest aspect. Bun. Hai să trecem de critică. Am început, stimați domn, să fim nostalgici ca după Ceaușescu și după Mircea Munteanu. Din păcate, zău da. Zău că pe zi ce trece, începem să-l regretăm la maxim. Haideți să ne amintim că pe vremea dumnealui n-am fost niciodată, dar am văzut pe posturile de televiziune a construit acel cartier pentru oamenii năcăjiți. Atât l-am criticat Vărgineanu că nu le-au făcut străzi, că nu le-au făcut aia, că nu le-au făcut mirgii aia. Bun, dar le-au făcut case, domne. El în trei ani nu a reușit să le pună un bec. Se plângea omul că n-au un bec. Da, n-au un bec. Exact. Nu le mai trebuie luminițele, trebuie bec. Bun. Când a plecat Mircea Munteanu de la primăria Deva, beneficiam de o firmă Luxtem se numea, la care puteam apela dacă ni s-ar de un bec, dacă nu funcționează, nu știu ce. Ei, de când a plecat Mircea, iată i se dată lui domnul Mărginean mandatul și n-a reușit să contracteze o firmă care să se ocupe. Am intrat în direct și am vorbit personal cu dumnealui de atâtea ori. Domnule, de la stopuri, de la acel minunat ăsta care l-au făcut la McDonald's, am lapsus. Sensul giratoriu. Sensul giratoriu.
unde atât de frumos e salat un pom de Crăciun verde. Și unde trebuia o fântână de 6 metri trebuia să fie acolo. Da. Dar o intrat la apă așa scrie, de timp. Da. Așa. Ei, de acolo și până la ieșire din Deva, pe partea stângă, nu arde, stimat domn, un bec pe stradă. Îți dă cine vrea în cap. Nu există, nu se poate așa ceva. Pe cuvânt de onoare, l-am votat pe Petre Mărginean, domnule. Dar își bate joc de noi, efectiv. Pe domnule, ați votat pentru un oraș sănătos, nu pentru un oraș luminos. Dar e adevărat. Uite că ne-o pus iarba acum, de azi mâine o să mâncăm iarbă. După câtă iarbă ne-o pus și ne-o tăiat pomii, că nu erau buni. Ne-o pus iarbă de aia de la munte, roadem la iarbă la primăvară, că și așa nu își poate oamenii să o taie până înflorește, prin luna iunie. Iurie, după care prin octombrie o mai tai odată. Așa ceva în viața mea n-am văzut. Se taie, doamnă, se taie, dar se taie pe hârtie. Nu, să taie pe zăpadă, o să vedeți. Dar o zi bună de emisiuni cât mai plăcute. Vă mulțumim. Și nu ne uitați, vă rog, cu culoarea. Vă mulțumim, doamnă. Vă mulțumim foarte mult. Peti, bagă color. Te rog, băgați din regie color. Că trebuie să facem cumva să ne vedem și noi, să intrăm în rândul televiziunilor normale, ca să ne vedem și noi color. Nu că am fi foarte colorați noi așa, să merite efortul, dar oamenii au și televizoare color și apropo, n-am întrebat-o pe doamnă dacă are televizor color, pentru că pe ceilalți, iată, îi vede color. Veți vedea și cu iarba despre care vorbeam, că se tunde și ea și a făcut chiar celebru, minunatul orășel sănătos, a făcut celebrul la nivel național. Continui șirul întrebărilor pentru dumneavoastră, stimați reprezentanți ai primăriei, care ați binevoit să veniți aici, da? Spunea Ștefan Ciocan că ai o explicație pentru faptul că primăria ar fi dat mai mulți bani decât acel... Hai să explicăm cum funcționează sistemul. Deci primăria a scos acest caiet de sarcini PSA. Propunând niște prețuri. A spus, domnule, noi avem nevoie de următoarele obiecte de ornament la prețurile astea. Ori cei interesați intră pe SEAP, văd despre ce e vorba și spun, da, domnule, noi vă putem oferi, sigur că la un preț un pic mai mic. Ce bate aici la ochi? Aici bate la ochi următorul lucru. Că e absolut... Lista pe care o cere primăria e identică cu lista pe care o oferă punct firma cu punct. Și am să le arăt acum. Firma care deja ne ducem la mecanismul care se folosește. E identică? Știi. Chiar a avut ăla. Eu nu zic că ala, poate o firmă mare, poate o fi, dar chiar a avut tot reper cu reper la dispoziție. Exact. Deci acestea sunt cele două. Da? Este caietul de sarcini și este oferta. Sigur că dacă ne uităm la Petroșani, că și ei au intrat pe SEAP, acolo scrie foarte frumos: vrem brăduț, vrem de la, fără prețuri. Urmând ca cei care vin să propună să nu preț. Mai spun o altă dezinformare. Și atunci, întrebarea pe care eu i-aș pune-o lui Cosmin Vasile, că văd că el, cred că el s-a ocupat după cât e de activ de, și directorul tehnic. Da. Pe ce criterii? Cum a stabilit prețurile astea de pornire a licitației? Care sunt și foarte mari. Și de unde? De unde le-au luat? Exact. Pe există asta, vreun studiu de piață, vreo comparație între trei oferte ale furnizorilor direcți, da? De astfel de materiale. Da? Nu era obligatoriu ca ei să participe la licitație. Poate nu-i interesa această sumă. Nu, da, cum zice Volodea. Dom'le, puneam, am nevoie de cortină luminoasă. Hai să vedem cât costă. Trei oferte. Veniți cu ofertele. Trei oferte. Una să fie, nu contează. Una să fie, dar ăla să vină el cu oferta. Zeci de firme mari, inclusiv am văzut și de la Timișoara și pe la Sibiu și pe la Arad, sunt firme mari care se ocupă cu asta. Fie că sunt reprezentanțe unei firme din străinătate, fie că sunt neaușe de ale noastre, inclusiv Luxdenu și ăștia, Elba, nu mai știu care, și fiecare, m-am uitat, prețurile sunt diferite. La unii sunt mult, mult mai ieftine decât astea, la unii deci sunt medii. Ce bate la ochi? La ochi bate următorul lucru. Primăria a venit și a spus, noi vă dăm atâta pe... Și atunci era bine, mă, hai să mergem cu 2%, 1% mai jos, că...
Da, așa? E din 5 miliarde și jumătate, firma a oferit cu 100 de milioane mai puțin. Mai puțin. Dar aș pune o întrebare simplă. Am numărat, aici sunt, să spunem, aproape 1000 de repere. Cu tot, cu bucăți, așa, pe bucăți. Când s-a făcut cererea asta, cum s-a gândit cineva, mă, vreau să am vreo 2-3 brași, vreo 2-3 chestii tridimensionale care să mă coste 150 de milioane bucata. Exact așa. Cum a gândit când a făcut? Că exact gândindu-se așa. Că mai are nevoie de 1000 de chestii de becuri de genul ăla, că mai are nevoie de câteva sute de alealte micuțe, nu știu ce, că trebuie să pună și colo și colo. Cum da, s-a gândit? De că la, din câteva repere deja de, faci suma. Exact. Și ele sunt la nivel de beculeț detaliat. Adică să aibă atâția... Și puterea la care, da, atâția, la care funcționează. Și așa mai departe. Un ultim telefon, zice Peti. Haide să auzim. Bună ziua. Alo, bună ziua. Vă rog. Domnul jurnalist, aș vrea să vă pun o întrebare legată de cartierul din Hunedoara. Știți cam cât angajați are? Mărturisez, nu știu. Nu știu, stați că vă spun eu. Deci așa, un director general, un director administrativ, un director de imagine, doi ghizi, care nu-i vede nimeni niciodată, 12 paznici pentru 12 camere, adică un fel de camere de luat vederi, pe care nu-i vede nimeni niciodată. Doi îngrijitori care se taie iarba din jurul cartelului, care nu taie cu taie firma Procer. Toți plătiți din banii primăriei. Atât am vrut să vă spun. O după amiază plăcută. Mulțumim, mulțumim mult. Foarte interesant subiectul până la urmă. Exact. Doar că din câte știu eu, castelul e pe profit. Da. Spune domnul Cosmin Vasile aici, într-unul dintre... rarele răspunsuri în care nu zice că dezinformează Livia Botici, Glasul Hunedoarei, Ștefan Ciocan și așa mai departe. Zice acest domn Cosmin Vasile, care, repet, este singurul om plătit de primărie, de fapt plătit de dumneavoastră și de cei care plătesc taxe și impozite în DEVA. Spune domnul Cosmin Vasile așa, răspunzându-i unui domn Claudiu Nelega, zice așa: Claudiu, se face recepția, ele trebuie să existe. Dacă nu sunt, atunci e o problemă. Și mai spune așa: locațiile nu sunt bătute în cuie. Nu am licitat locații, ci tipuri de ornamente. Pe bune? Sunt exact locații, da? Cu exact ornamentele până la detaliu de beculeț, da? De refer, de putere, tot, de numai diametru la sârmă, câți centimetri, cât, ba, cred că și ăla, câți vați, ce culoare, dacă e alb cald, alb rece și așa mai departe. Da? Toate sunt pe locații. Alin, nici nu se putea, deci, să fie altfel. Păi nici nu se putea să fie altfel. Firma respectivă a trebuit să-și facă un plan de bătaie. Și atunci, câți muncitorii trebuie, cum le montează și unde le duce. Și atunci, cum să nu mă ducă pe mine gândul, în lipsa unor explicații din partea primăriei DEVA, că de fapt firma care face acest serviciu a venit cu oferta, a spus: luați-mă oferta asta, umflați-o cu 1%, negociem, o scădem cu 1% și am adjudecat-o eu. În condițiile astea. Pentru că nu vine nimeni să ne explice că nu e așa cum spun eu. Da. Repet, sunt exact locuri, exact repere de decorațiuni, foarte precis determinate. Cum poate să spună așa ceva? O altă întrebare extrem de tehnică. Cum puteți să licitați, să încheiați contract cu o firmă care să vă monteze și demonteze aceste decorațiuni de Crăciun, când voi deja, voi primărie DEVA, deja încheiaseți un astfel de contract de concesiune a iluminatului public cu firma Electrostâncălie, căreia îi plătiți bani ca să facă exact același lucru, să monteze și să demonteze ornamentele de Crăciun. Ori vrea să plătiți de două ori la firme, ceea ce e o tentativă clară de fraudă și o chestie penală, ori sunteți atât de prost pregătiți, de incompetenți, încât nu v-ați dat seama că plătiți de două ori același serviciu. Altă posibilitate nu există decât ăstea două. Alegeți-o voi pe care o vreți. Un telefon. Bună ziua. Ultimul. Promit. Bună ziua. Vă rog. Îmi cer scuze că vă deranjez. Nu ne deranjați. Sunt un cetățean din DEVA, locuiesc în zona Gojdu, prezint un grad de handicap mai grav.
și aș dori să iau legătura cu dumneavoastră, deoarece am mai multe și nu am actele acum la mine, le-am lăsat la o rudă și nu am posibilitate să vă spun. O să vă spună colegii mei din regie, de altfel puteți să sunați la acest număr de telefon după emisiune și să facem cumva să luăm legătura. Bine, vă mulțumesc, bine. Vă doresc o zi cât mai plăcută. Alina, lasă-mă să trec un pic în zona politică, din toată nebunia asta administrativă și o să vezi de ce. Pentru că liberalii de cel puțin două săptămâni ne tot... flutură pe sub nas criterii de integritate, că ei vor să aibă doar candidați curați, doar candidați cinstiți, da? Suntem într-un plin scandal care poate să ducă spre niște acuzații de corupție. Eu sunt curios dacă Bogdan Țâmpău, președintele, tânărul și cinstitul președinte al PNL-ului Hunedoara, l-a luat așa ca între colegi pe Mărginean, zică, băi, ești primarul nostru, te susținem cu toți consilierii noștri în Consiliul Local. Ce faci, mă, cu chestia asta? Ce ai făcut? Pentru că pe vremea comuniștilor, și nu-s nostalgic, dacă un primar de localitate făcea asta, pe prin secretarul mânca. De aici încep criteriile de integritate. De unde vine Țâmpău și îl întreabă, bă, Mărginene, ce-i mă cu scandalul ăsta? De ce nu te duci, mă, să explici? Hai, mă, să facem o chestie, hai să explicăm. Pentru că ei, pe Mărginean, și-l asumă politic. Exact. Ei vin și îmi spun, domnule, noi vrem un partid curat. Noi vrem un partid în care să nu mai avem corupți și oameni asupra căruia planează suspiciuni. Poftiți suspiciune, poftiți domnul Țâmpău, luați-l pe Mărginean de o aripă și veniți, pentru că e propunerea dumneavoastră, domnul Țâmpău, la Consiliu, următorul mandat de primar al Devei, veniți cu el de mână și explicați-ne ce-i cu luminițele astea. Dacă, așa cum e bun obicei în politica românească, o parte din banii ăștia nu ajung și la partid. Da, și mai este ceva legat de ce spune Ștefan. Haideți să ne uităm că întotdeauna partidele politice, organizațiile locale, au sărit de fund în sus la lucruri minore, că nu știu care de la ce au făcut, nu știu ce, că nu știu ce. Asta este un scandal chiar puternic și nu au nicio poziție. E vorba de 5 miliarde. Nimeni nu are nicio poziție. Stau, așteaptă, lasă că cine știe ce se întâmplă. Și până la urmă, asta, deși e vorba de 5 miliarde, era vorba de 5 miliarde, dar pentru o coscărie de genul ăsta, o golăneală de genul ăsta, ciobănească făcută, deci nu sunt beculețe care zic ei că sunt. Nu sunt. Nu se găsesc efectiv. E cea mai grosieră formă de a face o golăneală din asta. Alte criterii ale acestei golăneli și ale acestui contract, repet, penal încheiat făcut de primăria Deva cu această firmă care a pus luminițele în oraș, vă dați seama de o simplă coțcărie de asta, pentru asta autoritățile tac, adică reprezentanții primăriei Deva tac, bagă capul în pământ castruțul. Păi vă imaginați cam la ce nivel de blocaj al instituțiilor a fost, de exemplu, ancheta făcută de Tolontan, care s-a luat la trântă cu, nu doar cu instituții ale statului, dintre care unele militarizate, da? Deci acolo era beton să spargi acel zid, dar s-a luat la trântă și cu un mit. Un mit al unui om care, nu-i așa, a salvat vieți, a pus pe picioare un serviciu de urgență și așa mai departe. Acolo a fost foarte greu și totuși, iată, că a reușit să găsească adevărul. Cât credeți că o să mai puteți să tăceți și să ascundeți adevărul de ochii opiniei publice? Mă adresez, evident, reprezentanților primăriei Deva, primar, viceprimar, șef de servicii tehnice prin primărie, ce or mai fie, funcționari pe care locuitorii Devei îi plătesc cu bani pentru salarii, mașini, secretare, deplasări în străinătate, chermeze publice și așa mai departe. Cât credeți că o să mai puteți să ascundeți adevărul și cât credeți că o să mai dureze ca acest scandal să așteptați voi să se stingă de la sine, pentru că, surpriză, nu se va stinge de la sine, da? Pentru că sunt multe lucruri, precum spun, penale aici și vorbim acum doar de ancheta jurnalistică. Sperăm că și instituțiile statului, care sunt poate cu ochii, cu urechile, pe noi, pe voi, să-și intre în atribuții. Bun, nu știu, Peti, mai avem timp? E ultimul minut. Foarte scurt, Ștefan Ciocan. Eu, cum am spus, aștept o reacție din partea politicului la scandalul ăsta, pentru că oamenii sunt informați, primăria tace, și atunci mi se pare normal ca cei care susțin
primarul, cei care îl formează majoritatea în Consiliul Local Deva, să aibă o opinie. Degeaba, eu sunt convins, dacă eu îl sun acum, sau oricare jurnalist îl sun acum pe Bogdan Țâmpău, va spune, domnule, nu știm, nu ne băgăm, nu suntem justiție, în momentul în care justiția... Nu, nu asta înseamnă criterii de integritate morală, să așteptăm până când avem o sentință definitivă cu un om ihoț. Volodea. Eu aș vrea să întreb pe cel de la primărie, până când o să se pare Deva în două? Gașca primăriei cu clienții lor și cetățenii și jurnaliști în partea cealaltă. Despărțiți de un stix pe care nu-l trece nimeni. Da. De ce nu se sesizează DNA în legătură cu luminițele, ne întreabă un locuitor al Devei. Ne întrebăm și noi. Nu mizați pe faptul că ne vom plictisi de acest subiect și el se va desumfla de la sine. Surpriză, nu va fi așa. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune, dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să vedeți totuși că orașul nostru a ajuns celebru la nivel național pentru exact iarba despre care vorbeam cu doamna care a sunat și care îi mulțumim că ne se uită la noi, la fel cum vă mulțumim și dumneavoastră. Cele bune! Și încheiem cu niște imagini care nu puteau fi surprinse decât în România, unde, deși se află sub cod galben de nisoare, oamenii tund iarba. Cei care se așteptau să vadă echipaje de dezăpezire pe străzile din Deva au avut o altă surpriză. Pe o vreme în care abia se puteau ține ochii deschiși, oamenii au fost puși să curețe terenurile de buruieni. Nu pare să fi contat prea mult pentru autorități că municipiul Deva se află sub cod galben de vreme rea, iar stratul subțire de nisoare deja acoperise toată iarba. Angajaților Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva și reținuților aduși de la penitenciarul Bârcea Mare li s-au dat coase electrice. Muncitorii s-au conformat și au trecut la tăierea gazonului. Cristina, Alex! Aoleu, nu, bună seara! Wow! Bună seara, bună seara! Vă putem ajuta cu ceva dacă nu sunt prea indiscret? Bună seara, man! Bună, spune! Deci, poate să-mi spună și mie cineva cum ajung și eu la Deva? La Deva? Da. Dar de ce la Deva? Că nu înțeleg. Păi am văzut reportajul și scria că acolo e foarte multă iarbă, foarte multă zăpadă. Nu, stați, așa că nu cred că e ce căutați dumneavoastră. Ba da, man, am văzut reportajul și era o grămadă iarbă acolo, deci era așa multă iarbă. Că putea să ajungă pentru un cămin de studenți întreg, da? Și era așa multă zăpadă că îi ajungea și lui Florin Salam și lui Adimutul la un loc. Stai așa, repet. Aici nu avem ce căutați dumneavoastră. Și nici în material nu era vorba despre ce căutați. Deci nu vreți să-mi ziceți voi cum ajung la Deva. Ba da, chiar e în direcția aia. Iau așa ușor, că da? Tine așa, în direcția e Deva, da? Simt. Cu plăcere, sănătate. Du-te sănătos.